Oameni și locuri. Oameni care le dau viață locurilor. Le dau din viața lor, din ființa lor, din sufletul lor, din credința lor, din destinul lor. Și, cum după vorba lui Plaut din tragedia perșilor, nomen est omen, numele vorbește de la sine despre soarta celui numit, vom deschide cronica noastră sui generis cu prima atestare a locului și a oamenilor lui. Așadar, într-un colț de București interbelic, în ziua a 19-a lunii lui Undra, anul Mântuirii 1937, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, sfințea o nouă reședință princiară, numită la acea vreme Castelul de la Șosea, menindu-i totodată acestuia un destin nobiliar regal. La slujba arhierească, apoi la masa festivă din acea amiază de decembrie, a luat parte însuși regele Carol al II-lea, alături de regina Mărioara a Iugoslaviei, de primul ministru Gheorghe Tătărescu, de primarul capitalei Alexandru Donescu, de alte oficialități române și străine. Încântați de frumusețea, de armonia, de farmecul și de indicibila distinție a Casei Albe și a grădinii în inima căreia se ridica, oaspeții și-au prezentat omagiile gazdei și stăpânei locului, așa cum scriu jurnalele vremii. Stăpâna locului. Elizabeth Charlotte Josephine Alexandra Victoria, principesa Elisabeta sau Lisabeta, cum îi spuneau părinții, fiind al doilea copil și prima fiică a regelui și a reginei României Mari, Ferdinand și Maria. Un vlăstar regal, de o frumusețe rară, de o sensibilitate aparte, inclusiv artistică, dar cu o fire retrasă, introvertită, pretențioasă, capricioasă, ciudată chiar, mereu nemulțumită de lucruri, de oameni, de fapte, de tot, cum o descria însăși mama ei. Iar adolescența, tinerețea și chiar maturitatea par să nu-i fi îmblânzit de fel aceste trăsături. Se căsătorește târziu, după concepția acelor timpuri, la aproape 27 de ani, pe 27 februarie 1921, cu diaduhul Iorgios Tiseladas, duce de Sparta, viitorul rege George al II-lea al grecilor, și cu doar două săptămâni înainte de o altă cununie în aceleași două familii regale, principele moștenitor Carol al României și principesa Elena a grecilor. Destinul le-a fost însă potrivnic ambelor cupluri, căsătoriile destrămându-se din nebinecuvântate pricini, după o veche vorbă românească. După despărțire, în 1935, fosta regină a Greciei revine în țara mamă, iar un an mai târziu, regele Carol al II-lea al României hotărăște construirea unei locuințe bucureștene pentru sora sa. Într-o metropolă în plin avânt, demografic, urbanistic, instituțional și chiar industrial, principesa Elisabeta își alege cel mai liniștit, mai singuratic, mai retras colț de lume. Un teren insulă, dacă vreți, între lacul Parc Herăstrău și proaspăt inauguratul în mai 1926 Muzeu al Satului. Un teren de 10.400 de metri pătrați pe care principesa îl cumpără de la Banca Națională a României, achitându-l din fonduri proprii până în 1942. În acest generos spațiu s-a ridicat, cităm din actul de naștere al reședinței amintite, Palatul din București, proprietatea alteței sale regale, principesa Elisabeta, a cărei construcție, sub conducerea și supravegherea domnului inginer Alexandru Scanavi, șambelanul alteței sale regale, antreprenor fiind domnul inginer M. Kamerling,
S-a început la 12 octombrie 1936 și s-a terminat la 12 octombrie 1937. Am încheiat citatul. Arhitectul, foarte tânărul pe atunci Corneliu Marcu, urmând ori mai degrabă împlinind dorințele și gusturile principesei Elisabeta în materie de estetică, a reușit să realizeze un proiect pe cât de îndrăzneț, pe atât de rafinat, al construcției exterioare și interioare, combinând magistral stilul iberic maur cu cel brâncovenesc, care era deja o manieră eclectică de abordare arhitecturală, îmbinând elemente orientale, baroce, renascentiste, bizantine și autohton valahe. Principesa Elisabeta nu s-a bucurat prea mult timp nici de regalul arhitectural al palatului, nici de cel al grădinii în stil demi-sauvaj, retrăgându-se la conacul său de la Banloc, pe care îl cumpărase de la familia Caracioni în 1935, la revenirea ei în țară. Palatului i-au rămas însă numele și menirea. Mai ales că, după 23 august 1944, după bombardarea casei noi a Palatului Regal, regele Mihai îi cere îngăduința mătușii lui de a-și strămuta reședința, împreună cu regina mamă Elena, în vila de la Șosea. Cei 3 ani și 4 luni în care majestățile lor au locuit aici au fost un timp de suferință și de sacrificiu, o mucenicie la care au fost supuși de o rânduială fără niciun Dumnezeu, care a încercat și, în parte, a reușit să rupă legătura sacră dintre rege și poporul pe care îl păstorea. Deci, încă o sfințire a locului. Și astăzi, cum spunea un coleg de breaslă jurnalist, parcă se mai aud pașii colonelului Andrei Vușinski, inchizitorului Stalin, cum a mai fost poreclit, călcând apăsat, mojicește, pe podelele salonului alb, apoi glasul lui spart tunând „Vot ialta, iată ia!” Aici ialta sunt eu, ori bubuitul ușii și al pereților la ieșirea din biroul regelui, care încerca să-și apere nu tronul, ci țara. Era doar preludiul operei Împăratul Roșu de la Răsărit, actul întâi trăgând cortina peste istoria regală a României prin abdicarea forțată a monarhului ei. Iar după ce a pus stăpânire pe România, aceeași rânduire diabolică și-a continuat politica, singura ei credință și singurul ei mod de slujire. Politica așadar de distrugere a locului, în speranța că semnificația acestuia va dispărea odată cu schimbarea menirii lui. După ce a jefuit tot ce putea fi valorificat ușor, ori putea împodobi casele noii protipendade, evident comuniste, a transformat Palatul Elisabeta într-un soi de vilă de protocol pentru șefii de state sau pentru alte oficialități străine,
aflate în vizită în Republica Populară, apoi Socialistă, România. Chiar și după decembrie 1989 s-au făcut simțite ecourile acestei politici, vila de pe Chiselef fiind destinată unor întruniri și unor petreceri de tot felul, oricum, numai regale, nu? Și pentru a încheia parabola, abia când regele a pășit din nou pragul reședinței sale de facto et de iure, menirea locului a fost restaurată, ca o resfințire, căci să nu uităm că un rege uns de biserică este egal în rang eclezial cu un arhiereu. Aceasta este istoria trecutului, puțin cunoscută, cu toate eforturile casei regale române, ale specialiștilor în domeniu și, în ultima vreme, ale unor mass media off și online. Istoria continuă însă, a locului și a familiei regale deopotrivă. Într-o Românie republicană, zbuciumată, încercând să supraviețuiască tulburărilor interne și internaționale și într-o urpe după chipul și asemănarea țării a cărei capitală este. În tot acest iureș geopolitic, familia regală română a reușit să păstreze nealterată menirea despre care aminteam, Palatul Elisabeta devenind, precum îl numește chiar principele Radu, centrul regalității în România de astăzi. De ani buni, pentru Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române și pentru Alteța sa regală, Principele Radu al României, acasă înseamnă și la serviciu, dar nu în sensul clasicului casnic, nici în cel de remote working, atât de uzitat mai ales în ultima vreme a pandemiei, ci în cel de transformare efectivă a propriului cămin în loc de muncă. Un serviciu, în sensul etimologic, de slujire, complexă pe toate planurile vieții societății, politic, diplomatic, cultural-artistic, științific, educațional, medical, umanitar, toate la superlativul regal. Altfel spus, duhul locului și spiritul oamenilor lui se întâlnesc, iar întâlnirea lor se conjugă nu doar la timpul trecut, ci la prezentul continuu. Am căutat un punct de plecare al dialogului nostru și l-am găsit, recunosc deloc întâmplător. în cuvântul pe care majestatea voastră l-ați scris în deschiderea albumului pe care Alteța sa regală l-a dedicat locului în care ne aflăm, Palatul Elisabeta. Mm-hmm. În prefața de care pomeneam, creionați un tablou al palatului. Principalele trăsături de pe el sunt expresii precum frumusețe
armonie desăvârșită, noblețe moștenită. Suntem doar custozii acestui loc pe care încercăm să ne punem amprenta și să-i revelăm regalitatea. Mm-hmm. Cum vedeți, majestatea voastră, alteța voastră regală, cum vedeți această menire și această moștenire? Eu am scris acest prefață și nu s-a schimbat mult. Numai că a fost între 2006, când a fost scris această prefață, și astăzi, mai multe tulbure puțin și de când în când poate că ne-a fost teamă să nu mai putem să stăm aici pentru diverse cauze. Și de fiecare dată am simțit că nu vreau să plec. Deci, într-un fel, de atunci până acum am găsit în mine mai multă afecțiune pentru acest loc. La început a fost un loc de unde a plecat tatăl meu, care a fost construită această clădire pentru un scop, pentru o persoană, după aceea a devenit un loc public, în mai multe rânduri. Și pentru noi este un fel de loc unde noi putem să continuăm misiunea noastră. Este cea mai potrivită clădirea și loc. Și este un mare privilegiu să fim aici. Este un oază frumoasă, cu o grădină minunată și numai că putem să o folosim pentru alții, pentru țara noastră, pentru misiunea noastră, dar vrem și să fie deschisă pentru oameni, să aibă un moment de frumusețe în viața lor, de pace, de filozofie, de ce nu, să ne gândim puțin, să avem un moment de liniște. Să ne întoarcem însă un pas înapoi în istorie. De fapt, 84 de pași, câte un an de fiecare pas. 12 octombrie 1936. Se punea piatra de temelie a acestui loc, nu doar a castelului regal de la șosea, cum îi spunea regele Carol al II-lea. De atunci, din acel moment, care a fost evoluția acestui loc? Mă gândeam acum la expresia folosită de majestatea sa cu tulburările care au trecut. Legătura familiei noastre cu acest loc e o legătură traversată de tulburări în toți acești 84 de ani. Acesta e cuvântul care definește locul. Tulburări în 36, o societate febrilă, în momentul ei economic cel mai prestigios din întreaga istorie, un deceniu al artelor, al educației și al intelectualilor, un deceniu al sângelui și imediat după inaugurarea lui, cel mai sângeros război din istoria omenirii. Tulburare în 1944, când în septembrie regele s-a mutat aici cu regina mamă, au venit pentru că le era viața în pericol. Stătuseră la Dobrița 3 săptămâni cu trupele germane care uneori au trecut la câțiva metri de ei. La un moment dat erau ascunși cu mașina într-o căpiță de fân și armata a trecut la literalmente 20-30 de metri. Putea să fie sfârșitul vieții în acea zi. Și n-avea cum să nu fie marcată de această tulburare, de această situație de criză, tot raportul pe care regele Mihai l-a păstrat cu locul după aceea până la moarte. Nu poți să-ți scoți din minte faptul că ai venit aici pentru că ce anume s-a întâmplat, casa mare în care locuia a fost bombardată și pe urmă felul în care a plecat de aici, pe data de 31 decembrie dimineața, când începuseră să ia lucruri din casă înainte să se urce în mașină. N-au avut răbdare, au vrut probabil să fie sigur că nu e lăsat nimic
tulburare în 2001. Acela a fost un nou început, unul din multele începuturi ale noastre în acești 30 de ani. Da, a fost un privilegiu foarte mare să poată să revină de unde a plecat. Era o Românie incertă, România anului 2001. Dar nu s-a făcut această reparație într-o situație nici politică, nici economică, nici culturală normală. Totul tulburare. Și după aceea, 2017, când regele a plecat dintre noi și toată răspunderea acestui loc a revenit unei noi generații care nu avea deloc același raport cu istoria pe cum îl avea el sau locul, a început o nouă tulburare, pentru că șederea noastră aici a fost pusă sub semnul întrebării un număr de 3 ani. Au trebuit 3 ani până când s-a soluționat într-un anume fel. Așa că aceasta e istoria de 84 de ani. O istorie plină de speranță și de curaj, fiindcă suntem aici, nu? După 84 de ani vorbim calm despre lucruri tulburătoare, dar a fost și plătită cu un preț important această istorie, în primul rând de națiune, care mă mir că după acești 84 de ani mai are încă încredere sau încă speranță. La ce am fost pus să trecem prin, n-a fost chiar foarte simplu, dar e o altă lume. Acum palatul începe, cred că noi vom aniversa 20 de ani de la întoarcere în mai, anul viitor. Pot să cred. Și vom începe un al treilea deceniu într-o complet diferită Românie. Totul este să avem răbdare și să fim sănătoși. Amin. Majestatea voastră, pentru că Altesa sa regală a pomenit numele regelui Mihai, ce v-au povestit tatăl și bunica majestății voastre despre acest loc înainte de a păși prima dată aici? Au fost aici, au trăit aici regele și bunica mea, regina, foarte puțin timp. Și a fost ca un fel de concentrare de evenimente în timpul războiului, foarte evenimente tragice. Da, și cu situație politică oribilă, tensiune, spioni în palat. Deci nu a fost momente ușoare, nici plăcute. Și ce m-au povestit a fost despre suferință, despre probleme. M-au povestit mai mult, cu mai multă deschidere despre alte locuri, gen Săvârșin. A fost altceva aici. Și m-au povestit mult de ultima dată când a fost forțat de a semna acest document. În birou de aici, acel document, și cum a fost ultima cină, foarte dificil, conjurat de tancuri și imposibil de a lua nimic din lucruri personale, și au plecat. A fost cam întuneric. Un întuneric numit comunism. Dar comunismul este și ceva urât înăuntru. Care a fost soarta regelui Mihai în timpul comunismului? Știm. Însă care a fost soarta acestui loc? Nu a fost o soartă rea. Locul a fost foarte bine îngrijit. Da, a fost protejat. N-a fost distrus. Și nici schimbat. Tot ce era înăuntru a rămas pentru 4 decenii aproape așa cum era. Presupun că o serie de lucruri au fost confiscate de instituțiile guvernamentale de specialitate, care poate își doreau în alte părți anumite obiecte, dar esențialmente casa a rămas aceeași până în 1989. Și presupun că au modificat lucruri precum poate draperiile sau, eu știu, pânzele care s-au stricat în 30-40 de ani, dar era foarte bine curățat, foarte bine îngrijit, nu venea nimeni aici.
Sunt, cred, două sau trei situații în care șefi de stat au fost cazați aici, dar... Charles de Gaulle. Sunt probabil și multe aproximări, fiindcă nu avem un document care să ateste, dar presupun că au fost foarte puțini. Și după 89 el a fost însă foarte puternic uzat din cauza folosirii lui pentru a produce venituri. În acest prezent, încercați să vă puneți amprenta. O amprentă constituită din fapte. Măcar așa, Avoldoazo, putem trece prin aceste fapte care marchează acest loc și pe oamenii locului? În 2001 am venit să așteptăm pe rege și pe regina la Otopeni și ne întorceam aici știind că o să fie locul regelui până la sfârșitul vieții, locul reședința din București. Cred că și acea întoarcere a fost o oglindă a ce se întâmpla în România. Era un moment de cotitură, era o acerbă și destul de primitivă luptă politică. Economia nu mergea grozav, nu eram nici în NATO, nici în UE. Existau foarte mari nemulțumiri și o agitație profundă, atât în mass media, cât și în societatea civilă. Eram frustrați cu toții, fiindcă România nu avea ușile deschise în Europa, nici politic, nici economic, nici cultural, nici poate sportiv, da. Și cultural, cred, tot. Și cultural, da. Și venirea aici nu avea cum să fie comodă. A fost un lucru minunat că regalitatea, coroana, a avut din acel moment un loc pe hartă. Dar a fost foarte complicat. Regele a plecat înapoi, cred că în iunie sau iulie, și până în toamnă când a revenit, a stat pe umerii noștri să-l facem locul practicabil. Iar de atunci, da, dacă aș fi să găsesc un cuvânt pentru cei 20 de ani, cred că din 2001 până astăzi el a fost o uzină care sau a lucrat fără întrerupere. Da. Un șantier, da. Dar o construcție de lucruri, nu, da. și practic, da, fizic. Da. A fost o uzină de atunci, non-stop. Au fost uneori când, mai ales în anii aceia cu intervențiile familiei regale pentru NATO și UE, combinat cu foarte multe vizite în țară, în comunitățile locale, care n-au făcut niciodată presă, pagina întâi, fiindcă nu era nimic spectaculos să spui despre asta. Au fost uneori câte 700-800 de angajamente anual. Și asta a fost fantastic pentru noi, acest loc, pentru acest tip de pregătire, pentru acest tip de misiune. Birourile erau organizate, era destul de multă lume care lucra. Ne-am atașat de el ca de un loc public. Știam că există o limită dincolo de care nu vom putea fi niciodată acasă aici. E un foarte confortabil loc unde începe totul la 7 dimineața, se termină la 7 seara și uneori nici atunci, pentru că ne aduc Dar aminte... cum e să fii în același timp acasă și la serviciu? Nu în sensul de remote working, cum se uzitează acum. Nu e sănătos. Nu e un lucru ușor. Dar orice familie regală vă va spune așa. Și în Anglia nimeni din familie nu vede Palatul Buckingham decât ca pe un loc de lucru. Deși el este un fel de paradis pe pământ, dar chiar și așa, regina care locuiește acolo tot timpul are un spațiu minuscul al ei unde cred că se simte acasă. Locul unde își poate... De apartament, unde este... Da, dar mic pentru că probabil că... Dar de fapt noi suntem singuri, că acum, cu pandemie de astăzi, oamenii au lucrat de acasă acum. Da? Dar și înainte au fost niște familii unde s-a practicat acest tip de viață. Da, dar spectaculos, că vorbeam despre spectaculos, este tocmai acest lucru, că familiile regale practic lucrează de acasă, în casă,
din casă înspre exterior și dinspre exterior în casă. Aceasta face parte din caracteristica persoanei de asemenea, nu numai a locului. Calitatea de membru al familiei regale, mai ales unul care e învestit cu un lucru public, un job public, este ambele lucruri în același timp. E un om care are dreptul să aibă supărările lui, trăirile lui și în același timp e, nu pot să spun un obiect, dar este un subiect public și trebuie să... Da, sunt mulți șefi de stat și miniștri care... Au aceeași fel de viață, da. Și Casa Albă, de persoanele exemplu, foarte cunoscute din entertainment sau din sport sunt la fel. E, nu mai poți să mai trăiești complet izolat. Dar cu asta trebuie să te obișnuiești, pentru că spre deosebire de ei care își încheie misiunea când li se încheie mandatul sau când li se încheie cariera la sportiv sau cântăreți, aici nu se încheie decât odată cu sfârșitul vieții și e ceva ce se, cum spune regina Angliei, e ceva ce se învață. Uh-huh. Înveți din mers. Da. Pe 26 iunie ați primit din partea unei universități elvețiene, Geneva School of Diplomacy and International Relations, ambii, titlul de doctor honoris causa. Și ați subliniat în cuvintele pe care le-ați rostit ca răspuns pentru Laudationes că toată această activitate pe care ați dus-o și înainte de perioada de criză COVID-19, ați continuat-o, ba chiar s-a intensificat. Spuneți-ne, de unde mai aveți puterea de a continua și cum s-au concretizat aceste acțiuni în contextul punctual al pandemiei? Energie avem, asta nu este, pentru că dacă ești convins de ceva și este un fel de misiune, nu găsesc un cuvânt mai bun. Este chiar o misiune. Da, e o misiune, deci nu este vorba de... Da, evident că de când în când suntem obosiți sau nu mai avem imaginația, dar are rost ce simt că fac ceva care e foarte bine pentru... Mă simt bine, asta e, deci asta e mare privilegiu. Dar cum am continuat acum? A fost o problemă la început. Toată lumea s-a spus cum o să trăim. Nu suntem singuri. Au fost oamenii care au suferit teribil, că au fost cu copii acasă, mici, fără școală. Acum foarte greu oamenii. Deci noi ne-am gândit aceste probleme și în fundație și cu Crucea Roșie și pentru noi, din punct de vedere regal. Cum putem noi să fim aproape de oamenii? Cum putem să dăm puțin speranță, puțin culoare, puțin idee, și am făcut un fel de reciclare a proiectelor noastre, proiectele, și în Crucea Roșie au făcut altceva, au intervenit unde a fost necesar pentru criză sau de sânge sau de singurătate sau de foame. Și la fel cu fundația, cu singurătatea a fost mai important pentru noi să facem ceva pentru proiectele noastre, să putem să intervenim în continuare cu persoanele în vârstă și cu copii împreună. Facem, cum știți, proiecte intergeneraționale și a dat rezultate foarte, foarte bune. Deci, avem o echipă, asta e secretul. Avem echipe de tineri aici la Palat, la Fundație și la Crucea Roșie și în alte organizații unde suntem implicați. Alteța voastră regală, chiar de aici, din acest loc în care ne aflăm, ați participat cu nicio săptămână în urmă la cel de-al 23-lea summit economic eurasiatic. Și printre temele pe care le-ați abordat, mă rog, de geopolitică, de colaborare regională, internațională, ați pus acolo un accent pe
formarea tinerilor. Nu neapărat pentru un job, pentru câștigarea pâinii zilei de mâine, ci pentru pregătirea, antrenamentul acestor tineri pentru a prelua frâiele în toate domeniile și la toate nivelurile în lumea de mâine, care este a lor. Ce importanță acordați, majestatea voastră, alteța voastră regală, exact acestei teme? Primordială. Cred că aproape tot ce am făcut în plan extern și în plan intern a pus accentul pe educație. Dacă stau să mă gândesc bine, vizitele noastre externe au avut două teme mari. Economia și educația, în special cea universitară. Au mai fost și teme militare, politice, diplomatice, în secundar, dar în principal, cred că relațiile economice ale României și educația au fost principale pentru noi. În cazul acelui loc de care vorbiți, adică intersecția dintre Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Europa de Sud-Est, acolo lucrurile stau încă mai sensibil, pentru că suntem țări, Turcia, Grecia, dar Egiptul, Nordul, Marocul, țări unde tânăra generație este preponderentă, mai mult de jumătate din populație tânără. Sunt unele dintre ele, aceste țări mari, în care se nasc 1 milion de copii pe an. Și pentru orice guvernare e complicat să găsești 1 milion de joburi pe an pentru cei care împlinesc 18 sau 20 de ani. Dar, în fine, aceasta e o situație puțin ieșită din comun. În sud-estul Europei nu avem o astfel de demografie. Dar de asta le spuneam, pentru că noi avem obligația de a face punți de legătură. Nu ne ducem la acest summit, se duc miniștrii, se duc membrii ai Parlamentului, se duc persoane care au putere politică. Rostul nostru este de a-i pune pe toți împreună și un unitor comun al unor țări foarte antagonice în vederi, Turcia sau Grecia, de exemplu, ori Bulgaria, Serbia, Muntenegru, toate din jurul nostru, este acela ca o tânără generație care va face diferența dacă aceste țări vor arăta peste 20 de ani într-un fel sau în altul, asta va fi în mâna tinerilor. Și e adevărat, și majestatea sa și eu am întâlnit de multe ori în țări din lume lideri foarte tineri. Am întâlnit un premier de 29 de ani, un președinte de, un guvernator de bancă centrală care avea 28 de ani, da, ministri de externe de 30 de ani, și noi am avut un ministru de externe de 36 de ani. Așa arată lumea de astăzi, nu e ceva, dar a scăzut foarte mult vârsta responsabilităților, acum de foarte de tine. Primari, la fel, nu? Uh-huh. Sunt unii din ei aproape la vârsta studenției. A scăzut vârsta responsabilităților, dar a crescut complexitatea responsabilităților. Da. Foarte complexă. Aș încheia în aceeași notă. Cea privirii către viitor, de la jumătatea acestei veri și până de curând în această vară indiană, cum îi spun francezii, ați deschis porțile Palatului Elisabeta. Ghizi au fost câțiva tineri, o mână de tineri studioși, care în loc să plece în vacanță, de altfel bine meritată vacanță, la bunici, la mare, la munte, au venit aici preferând să învețe ei înșiși și după aia să le împărtășească și celorlalți câte ceva din istoria, din sufletul, din frumusețea Palatului Elisabeta. Ce mesaj ați vrut să le transmiteți, nu doar tinerilor și nu doar românilor, prin această deschidere? Deschidere. Asta este, ați spus dumneavoastră cuvântul corect, este deschiderea
Și mai ales acum este important acest sens a echipei, că suntem o planetă, avem o singură umanitate și trebuie să avem grijă. Și casa asta are grijă și noi avem grijă și cei tineri care au venit să fie aici cu noi ne-au dat o mare speranță. Și această deschidere este un fel de comunicare permanentă între generații, între oamenii, între tineri și persoane care au ceva în suflet și vor să merg mai departe, pentru că nu suntem în război aici. Dar este o situație de mare gravitate și numai așa, fiind împreună și ne gândim foarte bine ce se întâmplă și să ne gândim la alții, putem să mergem înainte. Fără asta, nu o să meargă. Am încercat să surprindem măcar o fărâmă din viața de astăzi a locului și a oamenilor locului, și loc și oameni cu majusculă. Și am înțeles, poate mai bine decât oricând și oriunde, că regalitatea nu este un arhaism, nu aparține doar istoriei, din antichitate până, să spunem, în epoca modernă, oricum am defini-o pe aceasta. Regalitatea a trecut, literalmente ca toată lumea, prin urcușuri și coborâșuri, prin glorie și prin înfrângeri, mărire și decădere, războaie, crize, amăgiri, dezamăgiri, libertate, închisori, exil. A ajuns în prezent și îl trăiește după legile imuabile ale timpului, ale metamorfozelor lui și ale condiției umane, însă esențialmente după principii și valori validate, tot la scară istoric-umană, de milenii bune. Doar ca pildă, regalitatea nu echivalează cu un mandat precum cel al autorităților de tip republican, care presupune campanii electorale care depindă de votul unor alegători, apoi de cel al unei majorități parlamentare, de tot felul de condiții ori condiționări, care durează numai 4-5 ani și care se poate întâmpla doar o dată sau de două ori în viața politică a unei persoane ori a unei personalități partinice ori declarativ independente. Și tot astfel, regalitatea nu este un job în termen modern, pentru care ești angajat prin concurs, de obicei într-o firmă, într-o întrepriză, într-o unitate comercială, din care poți pleca sau migra după bunul plac sau din interes și din care ieși la pensie când se împlinesc anii de muncă și de contributivitate necesari după lege. Nu. Regalitatea, înnăscută sau nu, aflată la cârma unui stat sau nu, este o slujire pe viață, mai mult cu siguranță decât cea eclezială, chiar și după vechiul obicei al juruirii unui prunc bisericii, mai ales în ipostaza ei monahală. Este o vocație și o menire, o datorie sfântă spre plinire și o împărtășire de iubire. Sau, cum spune deviza pe care primul nostru monarh o dădea dinastiei întemeiate de el, deviză păstrată cu sfințenie și de generația regală de astăzi a României, nihil sine deo.